pentru mine istoria religiilor nu este, să spunem, o disciplină a teologiei sau a antropologiei culturale sau o aplicare a orientalisticii. Pentru mine istoria religiilor este, așa îmi place să o numesc, o disciplină totală. În sensul că la început totul era religios sau solidar cu conceptul religios. Până oară, începutul agriculturii, le știm pentru că avem documente precise, nu? Munca agricolă era un hierosgamos, era un ritual în care se actualiza căsătoria rituală, actuală, a zeului cerului sau a cerului cu zeita pământului. La început, alimentația era un sacrament și iarăși avem dovezi precise. Nu mai vorbesc de mitologiile uneltelor și a tehnicilor. Faptul că metalurgia, minele, erau în legătură cu concepții magico-religioase despre creșterea metalelor, despre magia sunetelor, despre magia uneltelor, a armelor. Inutil să spun că preistoria artelor este religioasă, nu? Dansul, pictura, scultura, poemele epice, drama. Și probabil că și filozofia, tot de acolo vine, dintr-o, nu gândire religioasă, ci dintr-o existență religioasă. Așa că, poate că și datorită acestui fapt, că am o viziune, hai să spunem, ecumenică sau totalitară a istoriei religiilor, că nu-mi consider aceasta ca o ramură a altor cercetări de istorie sau de antropologie, ci ca o viziune totală a omului, poate că și acest fapt a făcut ca istoria religiilor să fie, sau aceste cărți de istorie religiilor să fie citite de nespecialiști, de oameni de cultură, de poeți, de cititori de romane și de cărți de filozofie, pentru că găsesc probabil aici lucruri care nu le găsesc în cărțile specialiștilor. Și în cărțile specialiștilor nu există în același timp o punere la adăpost de interpretare, un fel de ferală de interpretare. Da, asta evident. Și asta se explică, se spune, istoric. Începuturile disciplinei istoriei religiilor și a mitologiei comparate au fost oarecum compromisătoare sau compromise de anumite excese. Școala mitologică a lui Max Müller, unde se vedeam toate miturile, evenimente sau epifanii solare, alte școli și alte interpretări astăzi complet abolite și probabil că de vreo două generații istorici religio sunt cam timorați, cam timizi, le-a fost frică. Cad în excesul invers. Și atunci lor e puțin teamă de a găsi o teorie generală. De asta e un lucru foarte curios, că toate teoriile generale de explicație a fenomenului religios a fost date nu de istorici a religiilor, ci de antropologi ca Taylor sau Fraser, de psihologi James, de sociologi ca Durkheim, de psihologi ca Freud. Nu îmi aduc aminte de un singur de sanscritiști orientaliști ca Max Müller, nu îmi aduc aminte de un singur istoric al religiilor care să fie încercat să dea o explicație bună sau rea fenomenul religios. E foarte straniu că religia a fost definită de 100 de ani încoace de psihologi, de sociologi, de antropologi, dar nu de istorici a religiilor. Așa că este un fel de inhibit, un fel de timiditate, care, cum spuneam, se explică istoric. Acum, e adevărat că trebuie această disciplină să începe de la lucruri foarte precise. Și dacă te aduci aminte, teza mea de doctorat era o foarte erudită monografie despre yoga. Am încercat să-mi iau la început anumite probleme și să caut să le stăpânesc filologic, cazul intim yoga și mistica indiană, sau de material antropologic, șamanism, sau probleme mai generale, problema mituri. Am încercat să înțeleg mitul și nu numai ca
ca structură sau mod de a fi, am încercat să-l cunosc întâi ca material, adică am studiat ani și ani de zile, am studiat textele, mitologie. Și la un moment dat, mi s-a părut că pot merge mai departe și mi s-a părut că am dreptul, pentru că documentele le aveam la îndemână. Poate chiar datoria, nu? Și probabil și datoria, pentru că această disciplină care mi se pare mie una din ultimele venite în aceste discipline umanistice. Mi se pare nu numai interesantă ca o disciplină umanistică, mi se pare interesantă și din punct de vedere istoric. În fond, noi asistăm azi la o planetanizare a culturii sau a istoriei, nu? Se gândește totul în termeni planetari, când nu numai în economie și în politică, dar sau în sociologie. Mi se pare că prin istoria religiilor, sau dacă o înțelegem așa cum cred eu că trebuie înțeleasă, realmente putem să spargem tiparele tradiției noastre mediteraneene sau vechi testamentare. Noi, pentru noi și încă cultura începe de la presocratic sau de la Vechiul Testament, în cel mai bun caz, din India, filozofia să spunem, însă foarte puțini europeni, americani, africani, cred totuși sau merg la rădăcinile culturii și pentru ei, vreau să spun că nu s-a înțeles încă cultura sau istoria spiritului uman ca o totalitate care să nu înceapă cu presocratice sau cu India vedică sau brahmanică. Și de aceea mi se pare că este nu numai utilă ca o nouă viziune a unui nou umanism al viitorului, dar mi se pare că este utilă și istoric. În momentul istoric ne obligă să înțelegem. Ar fi chiar singura posibilitate de dialog. Asta mi se pare că astăzi trebuie să înțelegem pe africani, pe indonezieni, pe asiatici. Noi putem înțelege sau nu putem încă discuta numai în termeni sociologici, politici, economici, pentru că asta îi utilizează vocabularul nostru, disciplinile noastre, ca să înțelegem, să înțelegem felul lor de a exista în lume. Asta nu se poate revela decât înțelegând poziția lor spirituală, deci religia lor. Și numai așa cred că se poate merge la o unificare, dar la un dialog și o înțelegere a întregii umanități, se spune. Ambiția mea este de a rupe, de a trece de presocratic dincolo și de India și de a putea asimila, adică înțelege omul de la primele lui documente din Paleolitic până acum. Asta este una din ambițiile mele care se va, această viziune se va amplifica cum în lucrările ulterioare. Vorbeam de ambiții, deci vorbeam de proiecte. Da. Asta este cartea la care lucrez de mult și care a fi o istorie a religiilor. Nu ca un traité d'histoire de religion, acest tratat unde fenomenele religioase sunt prezentate structural, în sensul că am încercat să prezint o morfologie a sacrului și această morfologie până la mers la structurile experienței sacrului, structura sacralității celeste, sacralității ctoniene, a pământului, a apei, așa mai departe. De data aceasta vreau să văd cum poate fi înțeleasă și mai ales unificată nu o evoluție a religiilor, ci această experiență a sacrului, de la primele documente care le avem, din preistorie, din paleolitic, până mi-am spus eu la Nietzsche, la moartea lui Dumnezeu proclamată de un occidental. Cartea asta mă preocupă de ani de zile. Am început să o scriu acum vreo 12 ani, poate chiar mai mult, și o consideram să fie ca volumul complementar al tratatului de istorie religiilor. Am spus că în primul volum prezint lucrurile morfologic și structural, în al doilea volum sau în a doua parte prezint omul, experiența sacrului a omului imers în istorie, în timp. Cum spuneam, de la Paleolitic la Nietzsche. Ambiția mea, și de-aia cartea așa de greu terminat, ambiția mea că n-am vrut să fie de 500-600 de pagini maxim. A fost mai ușor în 5 volume? Da, pentru că în 5 volume, 6 volume, aveam libertatea de a putea cita documente importante. Vorbind despre Rig Veda, despre Upanishade, mă puteam stărui, puteam cita, puteam face un comentariu și atunci lucrurile se scriau mai ușor. Încercând nu să dau un rezumat sau un, cum se spune acum, un digest, un
ceva condensat, ci încercând să subliniez exclusiv momentele creatoare în această lungă istorie care începe ca document, ca istorie din Paleolitic în Anice, vreau să marchez în această carte scurtă numai momentele creatoare. Bună oară, în India, nu? De la Rig Veda sau de la Vede, unde e o anumită viziune a lumii, o anumită concepție a omului, a morții, a existenței, să face la un moment dat o spărtură, o spărtură de nivel. E ceva nou. Se vede un moment creatural al Upanishadelor. Până vine un altul, Buddha, așa mai departe. Acum problema în Grecia, o vedem foarte bine, nu? Lumea aceasta mediteraneană, egeană, cultul marilor zeiții, a pământului, a fertilității. Pe urmă, vin arioglotii greci adevărați, cu viziunea lor homerică. Și apare ceva nou cu misterele, cu orfisme. Și așa mai departe. Ori, toată problema era cum de-aș putea găsi și aceste momente de culme creative și în care, fără totuși să nu mă repet și mai ales să nu risc a uita sau a neglija unele din aceste momente. De aceea cartea asta, care o consider capodopera mea și sper să o termin în câțiva ani, de aceea cartea se scrie atât de greu. Și alte proiecte în afară de această carte sau totalizează absolut toate proiectele pe Asta care le-ai? Asta ar fi cartea în care aș încerca să ilustrez pe texte, pe concret, unitatea, gândire religioasă și felul de a fi religios al lumii din preistorie până la Nietzsche. Evident, am două cărți, iarăși le consider importante în lucru, una unde lucrurile unde am libertatea să intru mai multe amănunte. Bună oară, carte despre primitive, despre legile primitive, așa zise primitive. Eu sunt tot timpul cu un conflict, într-un fel de confruntare, uneori polemic, altfel foarte simpatică, cu anumite antropologi care înțeleg lumea primitivă exclusiv din punctul de vedere antropologului, adică sociologic sau de parte. Eu încerc să arăt că religia primitivă nu poate fi înțelesă decât din istorica religie. Am impresia că poți să cunoști bine limbile australiene și poți scrie admirabile monografii despre australieni, dar ca să înțelegi miturile australiene trebuie să înțelegi foarte bine și mitul grecesc și mitul indian. Și atunci încerc să, cu foarte multe detalii, să arăt această interpretare a religiilor arhaice, primitive, din punctul de vedere acestei discipline totale de care vorbeam. Cartea va fi destul de mare, scrisă în englezește. Partea întâi despre religiile australiene a apărut în 5 lungi articole în revista pe care o scoatem la Chicago, o revistă internațională de istoria religiilor, History of Religion, dar publicată numai în englezește, și acolo am publicat până acum 5 mari capitole și parte despre australiene terminată. Un exemplu va avea în partea despre cele două Americi, Asia de Nord, Oceania, și atunci cartea va fi publicată probabil în vreo 2 ani. Aici iarăși am încercat să arăt contribuția unui istoric al religiilor la o problemă care aparține oarecum antropologiei. A doua carte care mă interesează și ca român și ca istoric al religiilor este o carte despre religiile dacilor. Mă pasionează pentru că avem așa de puține documente. Și atunci toată problema este ce poate face un istoric al religiilor cu niște documente atât de limitate. Are el dreptul să adauge prin comparație sau nu? Asta sunt unele metode care mă fascinează. Cred însă că nu se poate scrie, deocamdată și mi-e teamă că nu se va putea scrie multă vreme, o istorie a religiilor dacice sau tracice, dar se poate scrie o istorie a religiilor și folclorurilor din sud-estul european. În măsura în care folclorul a păstrat cel puțin ceva din vechile comportamente arhaice, unde se pot descifra anumite valori religioase sau magice. Și atunci, în această carte, care o numesc provizoriu de Zalmoxis al Genghis Khan, voi avea câteva capitole care se despre Zalmoxis sau conceptul sau de
articolul care am publicat deja despre daci și lupi și alte lucruri legătură cu daci, ce se poate ști, dar mai ales o serie de capitole despre folclorul religios român și sud-dunărean sau, să spunem, central european în general. Aceasta este o carte care mă pasionează și ca metodă. În ce măsură un istoric al religiilor poate utiliza folclorul? În ce măsură el poate utiliza documentele arheologice sau ale preistoricilor? Și mai ales să vedem și până unde poate merge metoda comparativă sau metoda de reconstrucție a unui întreg plecând de un fragment. Această carte care, cum spuneam, mă pasionează și ca român, dar și ca istoric al religiilor. Și care ne vor pasiona și pe noi. Mircea, de așa să te întreb un lucru. Ești la Universitatea din Chicago, ai publicul pe care l-ai în America, ai publicul pe care l-ai în Occident, la Paris. Știm foarte bine, am vorbit acum. N-ai impresia că există un fel de interes sporit față de fenomenul religios, ca istoria religiilor? A, este net. E net. E net. E net și cred că mie mi se pare și ușor de înțeles. Pentru prima dată, occidentalii confruntă pe orientali sau pe așa numiți primitivi, Africa, Indonezia, Oceania, pe un picior de egalitate. Dar fără complexul de superioritate al colonialistului sau al misionarului care vrea să convertească niște vieți păgâni și așa mai departe. Și s-a văzut eșecul acestor confruntări la un nivel, să spunem, de studii superioare la Oxford sau la Sorbona, când, de pildă, occidentali întâlneau oriental sau african doctor la diverse universități europene și cu care se înțelegeau foarte ușor, dar au înțeles mai târziu că acest dialog atât de facil se datora faptului că cei orientali sau cei africani nu vorbeau limba lor, ci vorbeau limba noastră, a Occidentului. De-abia acum, când confruntarea se face acolo pe teren, se vede că nu poți să ai realmente un dialog sau să înțelegi dacă nu înțelegi cultura lor, și cultura lor nu se poate înțelege decât dacă nu înțelegi religia lor, credințele lor, felul lor de a exista în lume. Și asta e un fel de a exista religios. Or, asta și istoria ne silește să mergem în această direcție numită, să spunem, istoria religiei. Pe de altă parte, am impresia că și în cultură este aproape o necesitate. Noi asistăm de mult, și se vede asta și în Europa, dar și în America, la un proces de desacralizare a lumei. Din ce în ce mai puține lume are o viziune religioasă a existenței. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că e vorba de o completă secularizare a conștiinței, a omului. Undeva în subconștient, în inconștient, în nostalgie, există acest vin, acest nostalgie pentru niște valori religioase. Unii găsesc astea în poezie, descoperă, sunt satisfăcuți citind pe Eliot sau chiar James Joyce. Nevoia de mic, nevoia de ritm, nevoia de anumite. Da, ai spus la un moment dat, îmi aduc aminte, despre necesitatea de inițiere și vedeai în anumite forme cifrate sau poate abscunse ale literaturii moderne. Da, un fel de supraviețuire. Un fel de supraviețuire degradate ale inițierilor. Dar lucrurile acum sunt probabil și mai vaste, în sensul că acest gol, acest vid religios, care bunoare la noua generație din America, așa numiți hippie, se satisface nu numai prin droguri, cum se crede, dar și prin o redescoperire a sacralității existenței, a bucurii de a trăi. Se redescopere sacralitatea erosului, a nudismului. Ei trăiesc un fel de religie fără să-și dea seama că sunt religioși. Ei se simt doar în rebeliune față de vechile forme ale societății. În fond se vede că ei încearcă să regăsească niște izvoare care se numeau religioase sau poate sunt religioase. Or, aceste cercetări, aceste ale istoriei religiilor, în sensul cum o văd eu, foarte largă și nu numai de arheologie, etnologie, orientalistică, sau pură erudiție, ci așa cum înțelegeam ca istoria spiritului uman, aceste cercetări satisfac
nevoia aceasta de confruntare cu, pentru că totuși pe unul nu este vorba numai de o cunoaștere exterioară, să înveți ce gândeau siberienii sau africanii, ci învățând sau aflând ceva despre miturile și simbolul lui, descoperi în propria ta existență. Înveți ceva despre tine. Da. Descoperi dimensiunea religioasă, un lucru aparent secular sau profan. Voi termina cu un fel de paranteză literară. Vorbeai la un moment dat, vorbind de experiențele moderne în literatură, spuneai că în momentul, prin anii 20 și 25, în momentul futurismului, toate poveștile acestea erau o reîntoarcere spre haos și că în momentul de față ți se pare că experiențele, în măsura în care înseamnă o reîntoarcere spre haos, anunță un moment precosmogonic. Aș vrea să te întreb și sensibilitatea aceasta sau interesul pentru istoria religiilor se pare a anunța același moment precosmogonic? N-aș putea să răspund precis. Ceea ce mi se pare la tinerile generații cu care am oarecare contact în America și aici este o revoltă și o depărtare de vechile forme, vechile expresii religioase, fie ale iudeo-creștinismului, fie a unei religiozități ale iluminismului, ale vag romantice, și o căutare de izvoare spirituale pe care nici măcar nu le numesc religioase.